Sfântul Cuvios Simeon, noul teolog, este pomenit pe 12 martie în biserica noastră. Acesta este unul dintre cei mai importanti scritori mistici bizantini din perioada în care Isihasmul nu devenise încă un curent monastic recunoscut oficial de biserică. Opera sa, pronunțată autobiografică, comparabilă cu cea a fericitului Augustin, este una dintre cele mai tulburătoare mărturii patristice ale convertirii de la o viață trăită în păcat la una centrată pe asceză, rugăciune și pocăință. În țara noastră, scrierile Sfântului Simeon, noul teolog, au fost traduse integral pentru prima oară de ucenicii Sfântului Paisie Velicicovski, fapt care indică amploarea pe care o luase în acea perioadă Isihasmul. În perioada modernă, cel care a inițiat proiectul de traducere a filocaliei a fost părintele Dumitru Stăniloae. Și tot acesta este primul care oferă, în traducere adaptată limbii române contemporane, o versiune a unora din scrierile noului teolog. Ca orice autor filocalic, Sfântul Simeon propune termeni noi prin care își exprimă teologia, adesea poetici și dificil de transpus în limba română. Acest limbaj va fi dezvoltat ulterior de autorii isihaști. Din seria Operelor Complete ale Sfântului Simeon Noul Teolog au apărut deja în traducere nouă mai multe volume.